ce frumos a cântat, celui ce va birui, voi da să mănânce din pomul vieții, aleluia, care este în raiul lui Dumnezeu. Celui ce va birui, voi da o piatră albă și o piatră aceasta albă este scris un nume nou pe care nu-l știe nimeni decât cel care îl primește, scris înainte de veșnicii, numele nou în cartea vieții, un nume, fiecare avem un nume, nu numele care îl purtăm aici, un alt nume. Celui ce va birui, voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și șed împreună cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Tatăl a pus să șadă la dreapta lui. Știți că cineva a vrut să șadă el s-a oferit și în gândul lui s-a gândit. Mă voi sui pe muntele Dumnezeilor la capătul miază noaptei, voi sta cu cel preanalt pe scaunul lui de domnie, voi fi ca el. Și Dumnezeu l-a coborât. Dar pe Domnul Iisus ne spune Biblia că El l-a pus să șadă la dreapta sa. Tatăl i-o da cinstea aceasta. Pentru că a fost împlinitor absolut al voiei celui preanalt. Mă gândeam aici să citea despre Corneliu. Auziți numai ce, într-adevăr, e mișcător când citești despre omul acesta. Zice, în Cezarea era un om cu numele Corneliu, sutaș din casa din ceata de ostaș numită Italiana. Omul acesta era cucernic, spiritual, din punct de vedere al faptelor, acțiunilor. Era cucernic, temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui, ce cadență a reușit să stabilească familiei lui. Familiei și casei lui și slujitorilor care erau în casa lui. Zice, el făcea multe milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Și pe lângă toate acestea spune, pe la ceasul al nouălea din zi a văzut lămurit într-o vedenie. În timp ce se ruga, așa ne spune aici. Versetul 30 clarifică și spune, Corneliu a răspuns, acum 4 zile chiar în clipa aceasta mă rugam în casa mea, la ceasul al nouălea, și iată că a stat înaintea mea un om cu o haină strălucitoare. Și cu viața aceasta, standardul acesta atât de înalt, totuși auziți ce spune în capitolul 11, versetul 13 și 14. El ne-a istorisit cum a văzut în casa lui pe un înger stând înaintea lui și zicându-i, trimite la Iope și cheamă pe Simon zi și Petru, care îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit. Tu și toată casa ta, nu era mântuit. Extraordinar. Nu era mântuit. Mă gândeam în această zi ca și la noi ieri, foarte mulți au fost și la noi la biserică ieri, o biserică arhiplină, și musafiri au fost necredincioși. La sărbători îl caută oamenii pe Domnul, caută biserica cel puțin. Dar m-am gândit și astăzi și ieri, foarte important, Mântuirea nu ți-o dă nicio cântare, nici prezența chiar într-o biserică, dacă numai pentru asta am venit să, de obicei, în virtutea inerției. E adevărat, Domnul Iisus spunea, și repet și aici, zice, oare nu știați că eu trebuie să fiu găsit în casa tatălui meu? El are un loc unde se prezintă. Casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele. El acolo se prezintă. Deci, o spun eu, o mare greșeală, un mare păcat chiar, să stai acasă atunci când e părtășie la casa Domnului, la biserică. Să nu vii. Din comoditate. Mă pot ruga și acasă. Mă rog acasă atunci când nu e rugăciune la casa Domnului, la părtășie. El se prezintă acolo unde se adună copiii lui, unde 2 sau 3 sunt adunați. Unde-i turma, acolo Domnul este prezent întotdeauna. Dar mă gândeam încă o dată, vedeți, au fost niște momente atunci când la învierea Domnului deosebite. Zice aici cuvântul Domnului când a murit Domnul pe cruce, Matei, evanghelistul Matei consemnează. Îndată perdeaua dinăuntru templului s-a rupt în două, de sus până jos. Pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care muriseră au înviat. Ce evenimente au fost! Dar ce-mi place la femeile acestea despre care era citit în această și amintit în această dimineață,
Ele nu s-au mulțumit nici măcar cu un mormânt gol, cu piatra răsturnată, că au văzut-o. Dar nu s-au mulțumit nici măcar cu îngerii pe care i-au văzut. Și care le-au transmis un mesaj. Maria ne spune Biblia că de aia l-au văzut, ea a avut prima revelație, întâlnirea cu Domnul. Și Domnul i s-a descoperit Mariei, pentru că o iubit mult. Eu vreau să-L vadă pe Domnul, știu că numai Domnul poate să-i rezolve problemele ei, lăuntru sufletului ei, dorul ei, singurul care poate să dea răspuns la problemele noastre. Când venim aici, dacă nu reușim să ajungem și în prezența Lui, să știți, nu e simplu. Nu e simplu să ajungem în prezența Lui și în rugăciune, când ne rugăm. Să ajungem așa încât să fim deconectați de orice problemă și efectiv să putem fi concentrați 100% cu Domnul. Atunci de-abia simți înăuntru tău ceea ce trebuie să simți. Și atunci îți rezolvă problemele. Altfel noi ne putem ruga și ani de zile și să nu fie răspuns și rezolvare. Ce frumos! Cornelie a primit răspuns pentru că l-a căutat pe Domnul. Dar l-a căutat așa cum Domnul a avut această pretenție și o are. Era amintit aici printre altele, uitați ce spune în Psalmul 1, ceva vreau să amintesc. Zice aici, ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Dar a nu face răul nu e o rezolvare, e o parte morală, un standard moral. Dar a fi moral nu înseamnă a fi mântuit, nu înseamnă a fi spiritual. Spune în continuare ce trebuie să facă un astfel de om, zice. Pe de o parte, el nu se duce, nu face răul, dar spune, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Apropo de rugăciune, era menționat aici că trebuie să ne rugăm tot timpul. Despre rugăciune nu spune Biblia că rugați-vă la timp și ne la timp. Nu există ne la timp pentru rugăciune. Tot timpul. A medita, că nu pot tot timpul pe mașină de bună oară, la servici. Dar starea pe care o am eu să fie o stare înaltă de părtășie cu Domnul tot timpul. Tot timpul. Ci zi și noapte cugetă, păi dacă nu ar fi așa o realitate și nu s-ar putea pune în practică, Domnul nu vorbește doar în mod gratuit, ieftin. E cuvântul Lui care are greutate. Doamne, ajută-ne să ajungem la acest standard. Dacă să ajunge, o luptă, e o luptă. Vedeți, pe de o parte, Domnul este Cel ce ne-a mântuit, ne-a iertat. Dar mântuirea asta trebuie păstrată în continuare. Duceți-vă mântuirea până la capăt. Când e capătul? Capătul e atunci când mă cheamă Domnul în veșnicie sau dacă sunt în viață la venirea Lui. Dar până la capăt trebuie să o duc, cu frică și cu teamă. Eu tot ce fac după ce Domnul m-a mântuit, m-a iertat și asta este gratuit, prin jertfa Lui, prin credința în El, în mântuirea Lui. Dar tot ce fac în continuare este nu să fiu mântuit, ci pentru că sunt mântuit. Pentru că sunt mântuit, eu trebuie să trăiesc standardul unui mântuit. Și cine e modelul nostru, dragii mei? Este Domnul Iisus. El, printre altele, a venit să fie și un model pentru noi. Un exemplu, practic. Practic, nimeni nu a reușit să trăiască, sigur, standardul pe care, să-l atingă standardul pe care l-a avut Domnul, cerințele celui preanalt. Erau cerințele providenței a lui Dumnezeu, a Tatălui. Nimeni nu a reușit, niciun pământean, niciun om. Când fiecare s-a găsit o greșeală mai mare sau mai mică, chiar dacă la unii nu o vedem noi, nu este consemnată, dar nu a însemnat că nu au avut greșeli. Dar Domnul a trăit cota cea mai înaltă. Standardul cel mai înalt. De aceea noi trebuie. El a venit să fie un model. Dar apoi ne spune Biblia, El a venit în același timp să își pregătească un norod, un popor. Auziți numai ce spune aici în Tit și Petru spune și Apostolul Pavel în mai multe locuri consemnează. Auziți ce spune el în Tit, versetul 14 din capitolul 2 din Tit. El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege, din orice fără de lege, și să-și curețe un orod care să fie a lui plin de râvnă pentru fapte bune, plin de râvnă pentru fapte bune. Dar suntem plin de râvnă pentru El.
Chiar avem atâta, nu mai încape, mai încape categoric. Auziți-mă ce spune în Petru, Petru spune în epistola lui, zice aici, citim din capitolul 2, versetul 9, 1 Petru. Voi însă sunteți, nu veți fi, ce veți fi nu s-au arătat încă. Atunci când se va arăta El, vom fi ca El, dar acum suntem voi, sunteți la prezentul continuu, până când va veni El. Voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat, ca să fiți ai Lui, ca să vestiți, auziți, mobilul pentru care El ne-a curățit și a venit în lumea aceasta să-și pregătească un norod, un popor, ca să vestiți puterile minunate a celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Pe voi care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu, pe voi care nu căpătaserăți îndurare, dar acum ați căpătat îndurare. Prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. M-a mântuit Domnul Iisus, mi-a dat mântuirea prin credința în El. Dar acum această mântuire trebuie dusă, trebuie păstrată. Și eu am partea mea. El, sigur, împreună cu mine mă ajută, nu mă lasă singur. Dacă îmi dau silințele și mă străduiesc, El vede cât îmi dau silințele. De aia spune Biblia, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, răbdarea, evlavia, dragostea de frați, iubirea de toți oamenii. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ceea ce privește deplina cunoștința Domnului Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri în el este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Vedeți, sunt mulți oameni care vorbesc de trecut, vai, atunci ce rugăciuni erau, cum ne rugam și ne aducem aminte de momentele acelea, mai ales până când am primit Duhul Sfânt. Ce rugăciuni, toți ne-am rugat, dar după ce Domnul ne-a botezat cu Duhul Sfânt, cel puțin tot așa trebuie să fim, ca și până la botezul cu Duhul Sfânt. Apropo de asta, amintesc ceva aici, zice așa, Pavel spune în Efeseni, în versetul 13, și voi după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetuliți cu Duhul Sfânt care v-a fost făgăduit. Și care este o arvună moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Dar acum Pavel nu se oprește aici. Auziți-mă ce spune în continuare. De aceea și eu, de când am auzit de credința în Domnul Iisus care este în voi, și despre dragostea voastră pentru toți ființii, nu încetez să aduc pe deoparte mulțumiri pentru voi când vă pomenesc în rugăciunile mele și mă rog ca Dumnezeu Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune. Dar nu am primit înțelepciune când am fost botezat cu Duhul Sfânt. Ăștia au fost pecetluiți, efesenii, cu Duhul Sfânt. Și acum Pavel, în continuare, mă rog ca Dumnezeu în continuare să vă dea un duh de înțelepciune, un duh de descoperire în cunoașterea Lui. Pe Hristos îl cunoaștem, dar cât îl cunoaștem? Cu cât mă apropii mai mult de El, de cuvântul Lui. Tot timpul, zi și noapte, cuget la legea Lui, la ce-a făcut El pentru mine, pentru noi. La jertfa Lui desăvârșită. Acum să știți că ce avem noi vis-a-vis de Domnul și de patimile Lui, trăirea Lui, minunile Lui, în mare, ce-a fost îngăduit. Zice că oamenii nu au vorbit de la ei, ci au fost mânați de Duhul Sfânt. Autorul Bibliei este Duhul lui Dumnezeu. Dar nu se putea așa, cât avem și nu suntem în stare în fiecare zi să luăm și să ne delectăm, să ne hrănim sufletul cu acest cuvânt. Dar dacă erau toate, cât i-a făcut Domnul nostru. Și aici spune, vedeți, zice, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. La început ca un copil, dar apoi o trebuie să crești, spune Biblia, din punct de vedere spiritual, în toate privințele, până ajungem la Cel ce este capul, adică Hristos, la statura plinătății lui Hristos, la starea de oameni mari. Ce frumos! Ce binecuvântări, zice, în El sunt concentrate, focalizate, ascunse, toate bogățiile înțelepciunii și ale priceperii. În El locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Toată plinătatea dumnezeirii. În Domnul Iisus. Și pe El îl avem la îndemână, dragii mei. Ce regrete vor fi dincolo.
când vom realiza, că atunci vom realiza, vai, cum puteam trăi și cum, ce puteam înțelege și să trăiesc, să mă pun la îndemâna lui Dumnezeu și ce puțin totuși, că nu înțelegem de multe ori. Eu doresc, Domnul, să lase o trezire în biserica din Ădlac, peste noi toți și peste noi de la Rad, peste toți. Avem nevoie de o apropiere de Domnul. Ce-a făcut Domnul, sigur, foarte sumar, dar îmi place, Maria nu s-a mulțumit cu mormântul gol, cu piatra răsturnată, nici măcar cu o vedenie de îngeri. Păi cine are câte o vedenie, asta e un dar de la Domnul. Nu-i des întâlnit, e rar, e darul lui Dumnezeu, dar nici măcar cu o vedenie de îngeri nu a fost mulțumită. Ea vrea, a rămas acolo și plângea în continuare, ne spune Biblia. Și plângea și la un moment dat l-a văzut, că a crezut că e grădinarul, pe un bărbat, pe un om. Era Domnul, nu l-a cunoscut. Că amintești aici un lucru, după înviere pe Domnul nu-l mai cunoști. Zicea în Apocalipsa 1, versetul 1, descoperirea lui Iisus Hristos, pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Descoperirea și să înțelegi scripturile și când ce citim, să putem să fie dat vărul la o parte, numai dacă Domnul ni se descopere. Avem nevoie de descoperire. Dar asta Domnul o dă și funcție de dorința mea. Dacă eu doresc, Doamne, vreau să stau în prezența Ta. Eu am venit la Năd la caz și vreau să plec altul, plin de bucurie. Am venit-o, Doamne, cu un traumatism, cu o problemă, cu o stare lăuntrică care nu-i bună, dar nu se poate ei să fii, nu fii descongestionat de probleme, să le uiți. În prezența Domnului uiți totul, să știți. Și cele familiale le uiți, necazurile. Știți, Domnul a fost împreună cu ucenicii pe muntele schimbării la față. I-a luat Domnul, Domnul i-a luat pentru că știa ce are să facă. Dar s-a dus cu ei acolo să se roage și în timp ce se ruga, s-a produs deznodământul, minunea. Dar ceea ce îmi place este că ucenicii au uitat de ei acolo. În prezența Domnului și a lucrării Lui, a descoperirilor pe care ți le dă și din cuvânt, uiți de problemele tale. Eu cred că la fiecare ni se întâmplă asta toată viața, când citim uneori, noi am vrea să fie întotdeauna așa, dar nu e întotdeauna așa. Efectiv, să fii cercetat de cuvânt, să plângi, să nu mai poți să citești și să te oprești, să te pui pe genunchi, să te rogi. De cercetarea care o ai din cuvânt, când vezi lumina, când vezi călăuzirea și ce descoperire are Dumnezeu pentru noi în cuvântul ăsta și ce puțin înțelegem noi. Eu doresc încă o dată, Doamne, fă o trezire în viața noastră. Maria l-a văzut pentru că l-a iubit. Și apoi ne spune aici, în Cartea Sfântă, ca o ordine, e o ordine cronologică, prioritară. Spune Biblia aici, printre altele, mai întâi Mariei Magdalena i s-a descoperit. Nici măcar Mariei, mama Domnului Iisus, și Mariei Magdalena. Maria l-a iubit mult și Domnul a iertat-o mult. Cui se iartă mult? Iubește mult. Dar nouă nu ne-a iertat mult? Dar cum, tot trecutul, v-a mai spus la careva vreodată, uite ce ai fost tu, cine ai fost? Niciodată. Domnul nu face așa ceva. El ce iartă, aruncă în marea uitării, nu ne mai aduce aminte. Dar El dorește din momentul acela să-L reprezentăm pe El cu demnitate, să fim mai Lui. Și Maria nu a uitat. El vrea să nu uităm nici noi, că tot trecutul nostru ne-a iertat. Ne-a scos din lume și-a făcut din noi un popor. Ca să lăudăm numele Lui, știți ce spune în Matei 21, versetul 43? Zice, de aceea vă spun că împărăția cerurilor va fi luată de la voi, de la Israel, vorbea cu evreii, cu națiunea Lui, farisei, cărturarii, învățătorii legii, și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Neamul acesta nu era altul decât biserica Lui. Și dintre neamuri, primul rod a fost acest Corneliu, pentru că l-a căutat pe Dumnezeu, chiar dacă nu l-a întâlnit, avea nevoie de Domnul Iisus pentru mântuire, orice fapte și orice rugăciune și orice am fi. Dacă nu vine Domnul și nu avem întâlnirea cu El personală, nu avem acces la mântuire. Nu-i dat un alt nume în care oamenii să fie mântuiți, deci, decât unul singur, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. În El noi avem mântuire, iertare și grațiere. De aceea, Maria, sigur, o înțeles și nu a uitat. Zice aici în continuare, apoi s-a arătat într-un alt chip la doi dintre ei, pe când se duceau la țară. În aceea zi,
S-au dus la țară, de ei vorbeau între ei și îmi place, eu asta cred. Mariei Magdalena, pentru că o iubit foarte mult. Apoi se arată în continuare la doi care mergeau la Emaus, spune Biblia, și ei vorbeau pe drum, își puneau întrebări la, vis-a-vis de evenimentele care s-au consumat, s-au derulat acolo la Ierusalim. Când au auzit, ba încă niște femei de ale noastre, îi spuneau Domnului, dar nu știau, nu l-au cunoscut. Ei au fost niște ucenici apropiați ai Domnului, făceau parte din ucenicii Domnului. Nu din cei 12, dar din ceilalți, că Domnul a avut mai mulți ucenici. Și totuși nu l-au mai cunoscut după înviere. Spune Biblia că Domnul atunci le-a străpuns inima, i-a făcut să înțeleagă. Și li s-a descoperit. Și în momentul în care li s-a descoperit, Domnul a și dispărut. Ce-mi place, Domnul apare, dispare. El între noi și noi nu-L vedem. Știți ce spune Biblia? Că noi odată când Domnul să nu fie cu noi. El este și în familiile noastre, în corturile noastre. Trece prin familii. Ce vede în familiile noastre? Vede rugăciunea, vede dorința după El, pacea, liniștea, armonia. Ce frumos! Apoi ne spune aici Biblia că s-a arătat și lui Petru. Și lui Petru i s-a arătat. Noi nu știm, Petru l-a văzut a doilea după Maria. Sau cei doi spre Emaus, pentru că atunci când au venit cei doi spre de la Emaus, s-au întors înapoi. Imediat s-au întors și au spus, l-am văzut pe Domnul și au povestit ce s-a întâmplat. Dar toți au spus, Domnul învia cu adevărat pentru că i s-a arătat și lui Petru. Petru deja și el a avut această revelație, întâlnire. Ne spune Biblia că atunci când Maria, în mod special, a spus, du-te și spuneți-i și lui Petru. Ucenicilor mei spuneți că m-ați văzut. Dar și lui Petru în mod special, inima lui Petru era zdrobită. Petru l-a vândut și l-a vândut în mod gratuit în fața unei slujnici, a unei femei. Și zicem final că Petru a ieșit afară și a plâns cu amar, zdrobit în sufletul lui și a adus aminte de vorba Domnului. Dar în alte evanghelie spune că Dumnezeu chiar atunci a fost scos afară și l-a privit pe Petru, față în față, și Petru și-a adus aminte de vorba Domnului. Și-a ieșit afară și-a plâns cu amar. S-a dus Petru acasă, eu așa înțeleg. S-a dus acasă după ce i-a spus Maria că Domnul l-a înviat și s-a dus acasă și s-a prăbușit acolo, înaintea, pe genunchi, cu fața la pământ, înaintea Domnului. Doamne, Tu ești viu, am posibilitatea să-ți cer iertare pentru ce am făcut. Și eu cred că în timp ce Petru plângea și își vărsa focul, sigur, îi tăcere, nu spune Biblia despre această întâlnire și ce-a vorbit Domnul cu Petru atunci. Dar un lucru, sigur, e clar că Domnul atunci l-a ridicat, l-a întărit, l-a mângăiat. Când Domnul vine, întotdeauna să știți că El mângăie, El întărește. El te sprijinește, pleci cu un altul, pleci plin de curaj, de energie, de o dorință sfântă de a trăi cu El și în prezența Lui. Ne gândim mereu, Doamne, și noi am vrea să avem o întâlnire cu Tine. A noi ni s-a descoperit Domnul prin cuvânt și, sigur, unii au avut și acest har să-L vadă pe Domnul sub o formă sau alta. Dar ce e important să îți vorbească Domnul, să fie transformarea produsă înăuntru tău, în inima ta. Apoi ne spune Biblia că s-a descoperit celor 11, li s-a descoperit și lui Iacov, fratele Domnului. Nici acolo, tăcere totală, nu știm ce-o vorbi cu Iacov. Dar l-a ridicat, Iacov a devenit unul din stâlpii de bază la Ierusalim, a bisericii. Spuneți lui Petru și lui Iacov întotdeauna, Iacov, fratele Domnului, a fost primul dintre martiri care au căzut dintre ucenicii Domnului Iisus, apropiați, fratele Domnului. Și au rămas Ioan, Petru și cu Iacov, ca stâlpii de bază ai bisericii primare. Eu doresc în continuare, Doamne ajută-ne să Te iubim din toată inima. Aș vrea în continuare să amintesc, fără comentarii multe, care sunt motivele pentru care Tatăl totuși l-a înviat. Sunt niște motive pe care le găsim, că de-aia spune Biblia că El este un model pentru noi. Uitându-ne la El, să ne dăm și noi toate silințele. Auziți numai ce spune aici în Filipeni. El măcar ca, la versetul 3, să aveți în voi gândul acest, versetul 5, să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos Iisus. Care era gândul lui? El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu.
ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. De aceea Dumnezeu l-a înviat, Tatăl l-a înviat. De aceea Dumnezeu ne va învia și pe noi, și pe noi ne va învia, nu punem la îndoială. De aceea El are stăpânire și asupra celor morți și asupra celor vii. Înaintea lui Dumnezeu toți suntem vii, să știți, nu există morți, pentru noi există. Duhurile, sufletele nu mor, ele sunt veșnice, chiar a celor nemântuiți, dar sunt în locurile lor. Locul acela de groază, de durere, cum zice Iov în capitolul 18, versetul 18, zice, spre împăratul spaimelor. Auziți? Și un împărat al spaimelor există, ăsta-i diavolul. El e împărat acolo. Ce mare lucru însă, să nu uităm, dragii mei, să nu uităm că există un de aceea, de aceea. Să vedem câteva lucruri, doar să le amintesc. Primul lucru, din pricina neprihănirii. Ni se cere și nouă neprihănire? O stare, da, ni se cere. După ce Domnul ne-a mântuit și ne-a iertat, El vrea să trăim această stare de neprihănire. Nu ca să fiu mântuit, ci pentru că sunt mântuit. Pentru că El m-a iertat, m-a curățit, El vrea, m-a pus în această stare, o stare înaltă, pe care Dumnezeu dorește să o avem fiecare. Acum despre Domnul Iisus, auziți numai ce spune vis-a-vis de această afirmație. În multe locuri, dar aici în Evrei, citim în Evrei în capitolul 1, versetul 9, tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea. De aceea Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un delemn de bucurie mai presus decât pe tovarășii tăi de slujbă. 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 30, de aceea Dumnezeu l-a făcut pe Domnul Iisus pentru noi, pentru mântuirea noastră. Înțelepciune, neprihănire, El este neprihănirea lui Dumnezeu. Înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Aici, în Evrei, în capitolul 7, zice așa, de aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El. Fără El nu avem acces la Tatăl. Fără El, știți ce spune Dumnezeu? Cine ar îndrăzni să se apropie de capul Lui de mine, zice Domnul? El e un foc mistuitor, flăcări veșnice. Cine ar îndrăzni? Păi ne-ar topi cel prea înalt. S-ar topi într-o clipă, dar prin El, accesul la Tatăl îl avem prin El. Pe cel ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururi ca să mijlocească pentru ei. Și acum atenție, și totuși și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de ceruri. Sfânt, nevinovat, neprihănit, fără pată. Știți ce spune Biblia despre noi, despre mântuiți? În ziua aceea să fie fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană, mireasa Domnului. Ma, nu-i vorba de păcate aici, noi zicem păcate mari, fără pată. Hainele să-ți fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu lipsească de pe cap. Tot timpul. Să nu fim datori nimănui nimic, în orice moment m-ar cerceta Domnul și în orice clipă să fiu găsit la zi cu toate problemele. Ca unul care nu am datorii, ci mi le-am plătit la timp. Am o vorbă cuiva, trebuie să o rezolv. Să am o relație absolută pe verticală, dar aia înseamnă și pe orizontală, cu cei din jurul meu. Ce frumos! Domnul a avut această stare de neprienire. El a fost neprienit, dar uitați ce spune Biblia despre noi. Ne spune aici, în Cartea Efesenilor, cu privire la felul vostru de viață din trecut, capitolul 4, versetul 22 în continuare, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare, să vă noiți în duhul minții voastre, să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Neprihănirea pe care ne-o cere Dumnezeu nu e cerută de oameni, nu-i după un standard și o etichetă a oamenilor sau unei biserici locale. Păi, așa e la noi, practic. Asta este rânduiala la noi. Dacă rânduiala nu corespunde
cu cea biblică, cu cerințele lui Dumnezeu, eu pot fi, toți putem fi greșiți în masă. Încă o dată, de o neprienire și sfințenie pe care o dă adevărul, cuvântul, pe care o dă Dumnezeu, El este adevărul, Domnul Iisus. Și o găsim aici în cuvânt, o găsim la El, la Domnul Iisus. Auziți numai ce spune în Cartea Colosenilor, același lucru. Spune Apostolul Pavel, zice aici, versetul 12, astfel dar ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și preiubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Deșerința lui Dumnezeu este să fim îmbrăcați, să fim la acest standard înalt pe care Domnul îl are pentru noi. Spune versetul 13 din 1 Tesaloniceni, capitolul 3. Ca să vi se întărească inimile, să fie fără prihană în sfințenie înaintea lui Dumnezeu. Nu înaintea oamenilor numai. Cine este înaintea lui Dumnezeu în neprihănire, zice. Fără prihană și în sfințenie. Înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru. Și înaintea lui Dumnezeu. Are Domnul o cerință pentru noi. Știți ce spune în Psalmul 119? Foarte frumos. Auziți numai ce spune aici cuvântul tot vis-a-vis de această cerință. Iată, doresc să împlinesc poruncile tale, versetul 40. Fă-mă să trăiesc în neprihănirea cerută de tine. E o neprihănire cerută de Dumnezeu, da. Domnul Iisus, sigur, o trăit-o. Acum noi nu o să putem ca și El, absolut. Dar trebuie să tindem, să dorim, să nu fim mulțumiți, oricum. Să nu cădem pe laurii victoriei, Domnul, eu nu prin neprihănirea mea, nu prin neprihănirea mea, prin neprihănirea Lui sunt mântuit. Dar acum eu trebuie să fiu găsit la un standard pe care îl are El pentru mine și îl dorește Domnul. Eu doresc pentru biserica aceasta, Domnul să o binecuvinteze. Amin. Să ne dăm silințele, să ne luptăm. Foarte mult contează de noi. Posibilitatea de alegere, dar și libertatea pe care ne-o acordă Dumnezeu. Avem posibilitatea, noi o avem. Domnul lucrează prin ordinea naturală a evenimentelor, fără să prejudicieze voința liberă a cuiva. Avem libertatea să hotărâm. El ne spune însă, El ne vorbește, El ne transmite mesajul Lui. Auziți în Petru ce spune Petru, foarte frumos. Zice așa, dar noi, zice, da, citim de la 11, 2 Petru, capitolul 3. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, e întrebarea, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor peri, trupurile cerese se vor topi de căldura focului. Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou, în care va locui neprihănirea. De aceea, preiubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui, înaintea Lui, fără prihană, fără vină și în pace. Ce stare, bază, e cuvântul lui Dumnezeu. Mă știți că Domnul i-a condamnat pe farisei, pe cărturari, că voi spuneți, dar nu faceți, nu trăiți, nu puneți în practică. Nu cumva să ne găsească Domnul și pe noi. Doamne, ajută-ne să ne dăm toate silințele. Acum, despre, sigur, sunt multe de spus despre acest gând, dar ceva vreau să mai amintesc. Auziți numai ce spune Psalmul 32. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și veseliți-vă. Scoate strigăte de bucurie toți cei cu inima fără prihană. Noi de multe ori spunem, frate, zice, ne-am bucurat. Unul se bucură lângă tine, altul nu se bucură, nu simte nimica. Pleacă cum a venit. Nu te poți bucura dacă nu e inima neprihănită. Cerința-i. Neprihăniților, bucurați-vă. Celor care sunt neprihăniți, Dumnezeu le dă bucuria aceasta. E un mare har. Și e unul din testele pe care trebuie să le am tot timpul. Mă pot bucura? Înseamnă că e în ordine. Zice aici, neprihăniților, bucurați-vă în Domnul. Oamenilor fără prihană, leșa de bine cântarea de laudă. Cântarea de laudă. Ca să fie jertfa primită. Numai pentru că suntem la psalmul acesta aici, în dreptul psalmului 34, zice aici printre altele, ochii Domnului sunt peste cei fără prihană,
peste cei fără prihană. Și urechile lui au aminte la strigătele lor. Versetul 17. Când strigă cei fără prihană, Domnul aude și scapă din toate necazurile lor. Cum? Nu pe toți. Nu spune că pe toți. Nici vorbă. Când strigă cel fără prihană, Domnul aude și scapă din toate necazurile lor. Versetul 19. De multe ori vine nenorocirea peste cei fără prihană, dar Domnul îl scapă întotdeauna din ea. Extraordinar. Vine de multe ori, dar întotdeauna, păi cuvântul lui, promisiunea lui. De aceea eu doresc din toată inima, Doamne, binecuvântă biserica din Nădlac. Ajută-ne, Doamne, să trăim acest standard, să-l atingem cât depinde de noi, de neprihănire. Una, doilea, o a doua cerință la Domnul, de aceea, pentru că s-o smerit. Nu o găsi ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Știți ce spune Biblia? Zice, ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor. Da, și cuvântul mărturisirii trebuie să fie un cuvânt echilibrat, cumpătat, nu cu mândrie, nu cu aroganță. Sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn și Mântuitor. Să fiți gata oricând să dați socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu frică și cu teamă. Cu frică și cu teamă. Ce frumos smerenia aceasta Domnul a avut. O veniți și învățați de la mine, căci eu sunt plâns și smerit cu inima. Dinăuntru pornește smerenia, virtuțile. Lucrarea lui Dumnezeu întotdeauna iese dinăuntru spre afară. Cea firească e de afară, încearcă spre înăuntru. Dinăuntru spre afară. Ce frumos smerenia. Ma, la capitolul smerenie, sigur, noi știm, multe trebuie să le facem. Pentru că am deschis aici la Petru, auziți numai ce spune Petru, în 1 Petru, capitolul 5. Tot astfel și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni și toți, în legăturile voastre, să fiți împodobiți cu smerenie. Smerenia este o podoabă, o podoabă rară. Împodobiți cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Smeriți-vă, dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea lui El să vă înalțe. Au zis că cei smeriți vor fi înălțați, cei ce se înalță vor fi smeriți. Cei ce aici umblă în smerenie și se smeresc, și încă de smerenie, o spun din nou, poate am mai spus o altă dată, de smerenie nu a murit nimeni, dar de mândrie au murit mulți. Eu doresc, Doamne, îmbracă-ne cu această stare de smerenie. Au zis numai în Psalmul 119, ce frumos spune aici omului Dumnezeu, autorul Psalmului 119, printre altele câteva lucruri le consemnează aici. Versetul 50-67, până ce am fost smerit sau nu m-am smerit, până ce am ajuns să fiu smerit, zice, rătăceam, dar acum păzesc cuvântul tău. Versetul 71, este spre binele meu că m-ai smerit, ca să învăț orânduirile tale. Să știți că e o problemă, dacă mă smeresc eu, nu mă mai smerește Domnul. Dar când mă smerește El, uneori mai și doare, ustură, dar și atunci e bine. Și atunci e bine, că mă corectez și mă îndrept după cuvântul Lui. Este spre binele meu că m-ai smerit ca să învăț orânduirile tale. Versetul 75. Știu, Doamne, că judecățile tale sunt drepte, din credincioșie m-ai smerit. M-ai iubit. Pe Petru s-a smerit el, o plâns. Și Domnul, sigur, a fost cel ce s-a îndurat de el. Auziți în Psalmul 25 ce spune. În Psalmul 25 spune versetul 8 și 9. Domnul este bun și drept, de aceea arată El păcătoșilor calea. El face pe cei smeriți, auziți pe cine? Pe cei smeriți să umble în tot ce este drept. El învață pe cei smeriți calea sa. El direct, personal, are metodele Lui de a te învăța, de a se ocupa de creșterea ta spirituală. Smerenia este un lucru mare. Doamne, ajută-ne smerenie din inimă, în vorbire, în privire, în chiar și în ceea ce noi acceptăm, informațiile care vin. De multe ori mi-am zis, ce mare lucru, să ai putere unui om când vine la tine cu anumite lucruri care nu te vizează nici pe tine, nici pe el, ci sunt despre un al treilea, care nu e acolo. Să ai puterea să-i spui, frate, aici, nu sunt interesat. Biblia nu-mi dă voie în continuare să discutăm despre cea de-a treia persoană. Dar de multe ori suntem curioși și uneori ne măgulim, parcă ne place
să ascultăm lucruri interesante despre alții. Smerenia e un lucru mare. Domnul Iisus nu l-a fost interesat. Păi toate evenimentele erau în mâna lui. Dar nici nu i-a informat pe ucenici cu privire la evenimentele care erau, cu privire la farisei, cărturari și așa mai departe, la împărăția romană. Ei credeau că Domnul a venit să aducă eliberare. Mulți pretendenți mesianici în vremea aceea s-au ridicat, să știți. Era o vreme în care mulți pretindeau că au valori mesianice și prin ei Dumnezeu aduce izbăvirea. Os greu între toți s-a ridicat unul care a fost un model, o trăire absolută, desăvârșită, neprienire, smerenie. Și apoi le amintesc pe celelalte fără să le comentez. Evlavie, din pricina evlaviei lui, cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui. Evlavie are toate făgăduințele a vieții de acum și a cele viitoare. Extraordinar să fii un om evlavios. Un sumare a tuturor valorilor este în acela care este un om evlavios. O sumare a tuturor valorilor sfinte. Ce frumos! Evlavios, evlavie. Apoi, din pricina ascultării lui, o ascultat până la capăt. Până la moarte și încă moarte de cruce. Și pe cruce o ascultat și o pus în practică și o împlinit ce mai trebuia împlinit. Mi-e sete, au zis, că nu s-a împlinit. Și a trebuit să împlinească. Și spune că i-a dat un burete în care era cotreste, în care era pus oțet și Domnul nu a vrut, ca să împlinească cuvântul, ce iese în psalmi. Totul până la capăt, el pe cruce, a fost Dumnezeu. A fost și în iesle Dumnezeu, a fost și în viața pe care o trăit-o ca un Dumnezeu, care o iertat, care o mântuit, care o putut să dea vindecări și învieri din morți, dar și pe cruce el a fost Dumnezeu. El a controlat evenimentele, nu evenimentele lor controla pe el. Frați și surori, ce spuneți, avem un Dumnezeu mare? Doamne, de multe ori îmi zic, ce mare har, Doamne! Ne-ai dat lumină și înțelepciune și ne-ai scos din lume. Și atâția, majoritatea sunt nemântuiți. Doamne, bucură-te, turmă mică, că Tatăl Tău îți dă cu bucurie împărăția. Și El ne pregătește de 2000 de ani locul acolo. Ce acolo, dacă am vedea, ce acolo, ar fi mântuire prin vedere. Ori mântuirea nu e prin vedere, e prin credință. Cred tot ce spun Scripturile. Nu să-mi satisfacă Domnul curiozitatea mea, nici nu trebuie să fiu curios. Doar atât, e dorința și cerința mea din partea celui preanalt este în fiecare zi să-L reprezint pe El cu demnitate. Ce frumos! Apoi, din pricina răbdării Lui, știți ce spune acolo în Tesaloniceni? 2 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 5. Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu Tatăl și spre răbdarea lui Iisus Hristos. Răbdarea lui Iisus Hristos. El a răbdat. Și apoi, sigur, toate celelalte. Încheiem aici și dorim din inimă, Doamne, ajută-ne cu toată inima să ne dăm toate silințele. Că și în dreptul nostru va fi unde aceea. Unde aceea? La unii le va spune, mergeți de la mine, nu vă cunosc. La alții le va spune, veniți binecuvântații tatălui meu, demoșteniți împărăția care v-a fost pregătită. Veniți pentru că de aceea, pentru că m-ați reprezentat aici cu demnitate, de aceea. Și eu vă mărturisesc înaintea tatălui meu și înaintea sfinților îngeri. Domnul să ne binecuvinteze și El să rămână cu noi în continuare. Amin.